aici la ați ieșit afară, ce ați văzut? Lumea adunată, nu știa nimeni despre ce e vorba. Ați văzut ceva persoane rănite? Nu. Nu ați văzut? Am văzut cei tuțu când l-a dus cu salvarea, că e un pic ars. Proprietarul propriu era înfășurat în folie de aluminiu și l-a dus la spital. Dar de la ce credeți că ar fi bubuit? Păi numai de la gaz, dar cine știe de la ce? De la gaz. Ce să zic? O scurgere de gaz. Nu știu de unde au apărut chestiile astea. Poate că tot de la ei sau le-au fi dat pe geam afară, nu știu. De la noi, astea... de la noi, că funcționează pichetele. El este copil.
De la el trebuie mai mult. De fapt e bine așa. Merge. Merge. Bună ziua, sunt sub locul tenent Creveanu, puternicii comandant de detașament la detașamentul de pompieri Reșița. Am fost solicitat să intervenim la o explozie care a survenit la un apartament. În urma exploziei a fost afectată bucătăria, camera de zi și dormitorul apartamentului, rezultând o singură victimă, un bărbat în vârstă de 36 de ani. În momentul exploziei, în apartament se mai afla o femeie, soția acestuia, din fericire, fără să fie afectată. Este afectată cu măsuri de rezistență sau alte probleme? O să vă răspundă cei de la urmează să se stabilească de către persoanele specializate în acest sens. Să rămân.